stabilirea impozitului pe taxe locale la nivelul comunei de face mai din Bacău pentru anul 2019. 2. Proiectul hotărârii privind aprobarea planului de lucrări în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local și Național. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului salariilor de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului comunei și Național. 5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul domeniului public al comunei a unei suprafețe de 862 m² teren situat în Talaua 108, parcela 736/1, având categoria de folosință neproductiv. 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea planului urbanistic general al comunei Ștefan cel Mare. 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren situat în Intravilanul, satul Rădeana, comuna Ștefan cel Mare, teren ce face parte din domeniul privat al comunei Ștefan cel Mare. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizate conform proiectului tehnic, Centrul Sociomedical Comunal Ștefan cel Mare, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiectului tehnic aferent investiției Centrul Sociomedical Comunal Ștefan cel Mare, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizate conform proiectului tehnic, înființarea sistemului alimentar cu apă potabilă, satul Rădeana, pe un loc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiectului tehnic aferent investiției în înființarea sistemului alimentar cu apă potabilă în satul Rădeana pe un loc, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizate conform proiectului tehnic, modernizare și construire podului și pădurii în satul Bogdan Ștefan cel Mare și Lăbuie, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile actualizate conform proiectului tehnic aferent investiției, modernizare și construire podului și podiețe în statele Bogdana, Ștefan cel Mare și Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 14. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul A39/1551 din 3.12.2018 și a deciziei numărul 47/27.2018 emise de Curtea de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii de audit financiar pe care Camera de Conturi a efectuat în perioada 29.10.2018, 29.11.2018 la nivelul comunei de acela. 15. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru Secretarul Comunei pentru anul 2018. 16 diverse. Dar cu privire la ordine de zi prezentată, domnul primar, aveți și am de propuneri. Și bine că nu sunt alte propuneri și bine sunt de bogată. Dar nu aveți ceva de adăugat. Până la care am să vă rog, că, am să vă rog să fiți concret la obiect ca să mi-ar trebui cât este de încărcat. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pe toți. Vă mulțumesc. Domnul primar, aveți cuvântul să intrați în materialul de la punctul 1 pe ordine de zi. Vă mulțumesc. Da, referitor la punctul 1 pe ordine de zi, în decembrie am avut hotărârea Consiliului Local 52 din 27.12 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. Și ne-am specificat noi clar acea hotărâre. Noi am lăsat impozitele la nivelul anului 2018, dar nu am adus aminte de indicii de inflație. Deci care, prin codul fiscal obligatoriu, indicii de inflație se adaugă la... Deci noi chiar dacă măream cu 5%, 10%, 4% impozite, tot adăugam și indicii de inflație. Deci nu este clar pentru cei de la impozite și taxe cum să casezi impozite. Acum trebuie să dăm hotărârea de Consiliul Local, să adăugăm acest indice de inflație la impozitele stabilite în ședința de acolo. Dacă sunt probleme, Consiliul Local, întrebări, dacă e lege, da, deci.
n-am zis. 1,3. E cinefra, da. Cine este? Ca fiecare an, la începutul anului, aprobăm, elaborăm și aprobăm un plan de lucrări în vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform legii 460/2001 privind venitul minim garantat. Și am stabilit un număr de ore în funcție de fiecare dosar, de cu câte persoane sunt incluse în dosar și ce trebuie să facă acele persoane. Ne cam repetăm. Aproape ca fiecare an. Sunt lucrări de curățare manuală a anilor operată comuniște face mare, termen permanent. Responsabil este sârghine, curaj cu rusul gelul. Întreținere din zona centrală a satului Ștefan cel Mare, cămin cultural, dispensarul uman, școală. Lucrări de întreținere a zonei adiacente bibliotecii din satul reședința al comunii. Lucrări de întreținere a zonei adiacente școlii clasă 1-8, negoiești școlilor și grădiniților de comună. Lucrări de întreținere a apostamentului pe lungimea drumului, drumurilor comunale și județene aflate pe rata comunii Ștefan cel Mare. Lucrări de curățare a rețelor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale și județene, lucrări de întreținere în incita curselor instituțiilor publice, întreținerea șanțelor de scurgere a apei pe raza comunii, lucrări de demolare a construcțiilor dezactivate din domeniul privat al comunii, întreținerea sezonului rece a drumurilor comunale și județene de pe raza comunii, acte alte activități de interes și utilitate publică. Astea ar fi obiectivele care sunt în vederea celor care au grijă de cei de la de beneficiari de legii 460. Pentru cei care privesc din afară problemele astea, oare sau familie? Participare. E funcție de numărul de persoane de dosar. Da, dar trebuie să fie un standard de la atâtea, nu? Da, stabilit în legea 416, un număr de ore aferent unei persoane adulte, așa, apte de muncă, și în funcție de câte persoane sunt în dosar, petele de la asistența socială calculează numărul de ore. Și pe la poliția locală, pe ea o evidență cu fiecare persoană câte ore trebuie să facă. Spuneam că pentru cei care privește din afară activit, domnul Comandita face spate de ceea ce a prezentat domnul primar cu privire la acordarea ajutorului din legea 416, necesită să ne înseamnă de lucrări până când se aplică, până când vor prinde viață. Trebuie să făcute planul de muncă pe fiecare sector, pe fiecare. Și eu știu ce înseamnă, este o muncă. Nu pot să spun cum am mutat și la niște vorbe, ce vorbe, pentru roșie este nu. Aici încă cei care sunt cuprinși la faptul să se întâmplă, de ce? Sunt foarte bine organizați, conduși și vin în sprijinul cetățenilor comuni. Dacă în legătură cu acest proiect de hotărâre, la planul de lucrări, pe anul 1990, ajunge la 2020. Sunt probleme. Mi se pare că nu se relaționează corect. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Vă mulțumesc. Este cineva împotrivă, domnul Gordon, puteți împotrivă. Trecem la următorul punct de ordine de zi, și anume punctul 3. Cred că ăsta e cel mai important punct pe ședința de azi. Referitor la stabilirea cuantumului indemnizației lunare de ședință, pentru consilier. Da. Să vedem ce. Că zic, nu ați cunoscut pe urmă. Nu mai exprimați punctul de vedere. În urma creșterii salariului minim pe economie, au crescut și salariul
până la 10% de salariul primarului, nu e obligatoriu 10%, până la 10%. Așa, și ca să nu fie nicio discriminare, nu aveți până la merge cu procentul de 10%. Asta este salariul, indemnizația brută, sumă brută, și stabilit pentru o ședință ordinară de Consiliu și una, două ședințe pe comisii de specialitate. Este valabil pentru perioada 1.1.2019 până la 31.12.2021. Dacă aveți adăugat sau sunteți împotrivă? Ce ai cu ce? Trebuie să pe cine împotrivă. Dacă nu, să punem la vot proiectul de votare de prezentare. Interes. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Mă dar. Nu așa foarte amicitat de indizația consiliului. Domnul Vita. Acum, la funcționarea comunului și la personalul contractual, ei au avut o plină de salarizare. Aveau niște coeficienți de majorare a salariului minim de economie și, la fel, același coeficient s-a aplicat acum la salariul de minim de economie în 2080. Și au crescut în funcție cu coeficientul aplicat la fiecare, în funcție de studii și de vechime. Așa s-au aplicat salariul la fiecare funcționar public și personal contractual. Sunt probleme? Dacă nu sunt probleme, să pun la vot și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se acționă și eu. Mergem, domnul primar, la următorul punct de hotărâre. Da. Deci asta înscriere punctul 5. Referitor la punctul 5, înscrierea în domeniul public a unei suprafețe de 862 metri pătrați teren. Este vorba de terenul din spatele cazanului de țuică de la Ștefan cel Mare, la Tulpan, în fața lui Sandu. Dogotaru Sandu, a tot pentru inițierea studiului de fezabilitate de alimentare cu gaz, am început prin a introduce în domeniul public și a face cadastru și intabula suprafața de teren din zona respectivă pentru amplasarea stației de reglare și măsură a SRM-ului. Da. Deci, ca să putem face investiția, dacă o să ni se aprobe, trebuie să avem teren pe unde să amplasăm... Într-acolo. Da. Da. Cum apreciați acest proiect de necesitatea acestui proiect nu mai are rost că să discutăm. Chiar foarte multă lume întreabă, în afara celor care au semnat acel tabel. Mulți întreabă și se întreabă oare când, când și când. Să dea Dumnezeu să fie bine, anul ăsta să avem succes, să putem să prindem. Nu știu dacă v-am spus în decembrie, a apărut un nou program de finanțare. Program PIL, Programul Investițiilor Locale. Și printre alte obiective care sunt prinse în această sursă de finanțare, sunt și alimentarea cu gaz. Noi știți că am vorbit de să facem asociații de votare intercomunitară cu cele 4 comune. Dar care este interesat, care nu este interesat, e greu să ne cuplăm cu toți. Și am luat-o cum încă. Apărând acest program din investițiilor locale, am luat-o pe cont propriu și poate avea și solidismă. Da, așa pentru cultura noastră generală, în urma finalizării acelor solicitări, cam câți și-au manifestat dorința de a
raportare. Deci, după tabelele care vi le-ați adus dumneavoastră, cu 80, cu 90, cu 60, sunt în jur de 400 de persoane. Asta înseamnă că... Da, nu e, nu e o biedică. Nu e o biedică. Nu. Mulțumesc. Dacă aveți și dumneavoastră alte probleme, eu apreciez... Că dacă ar fi 400 de gospodării care să așeze la așa, merge stația. Merge. Dar domnul primar, nu i-au zis că în momentul când vine conducta pe la poartă să raporteze de atunci. Dar acum, dacă acum și-a exprimat dorința să raporteze, îl costa ceva? Eu am fost la țigare. Acum venea țiganul și semna, venea țigan ca tărgă. Știți care-i treaba? Eu am prins perioada când am băgat apă în sat. Am băgat apă în sat cu forțele noastre, cu forțele noastre, nu prin primărie, nu... Și tot așa spuneau, că atunci se adunau bani înainte ca să cumpere conductă, să se săpe, să manoperă. Și... Erau când, spuneau, când o să treacă apa din poartă pe la mine, atunci mă raportez și eu. Nu mi se pare corect că ca să treacă apa, să treacă conducta prin poarta cuiva, trebuie făcut o investiție. Dar acum nu vorbim de investiții. Investiția nu se face pe cheltuiala oamenilor. Deci nu îl deranja cu nimic pe acel om ca să-și dea acordul pentru investiția de alimentare cu gaze. Cine a spus că e 60 de milioane? Poate să fie 30, poate să fie 100. Nu trebuie să... Aici o să fie în jur de 50-70 de milioane. Aici. Nu trebuie să... Omului trebuie să-i spunem și adevărul. Da. Probabil că trebuie să-i fost că sunt mult. Nu e bine, trebuie să-i fie în clasă. Acum ajungi acum în bază. Nenii. Care bagă, bagă. Care nu bagă, bagă. Doar nu vine investiția și o obligă pe cetățenii. Exact, dar trebuie spus omului când... Așa e problema, de fapt. El poate pleacă mâine, mai la mine altul. Și dacă și-o dat o semnătură, și-o pus semnătura pe hârtia, nu înseamnă că gata, vine și nu trebuie să braceze și garaje. Opțional, vrea. Să te care dau declarații vincinoase, că la instanță nu văd să nimic până la urmă. Acum când te lea bordul semnătură. Aici cu 400 de gospodării, așa, dacă se mergea din casă în casă, sunt sigur că era peste 1000. Bine! Tu spui la tine, nu să știi. Da, asta este. Mulțumesc. Și noi de ce vrem să urgentăm implementarea acestui obiectiv? Pentru că programul ăsta al investițiilor locale este primul venit, primul servit. Și nu te poți înscrie la acest program decât după ce ai autorizația de construire. Deci trebuie făcut studii de fezabilitate, trebuie făcut proiecte tehnic, obținerea vizelor și după aia eliberarea autorizației, certificatul de urbanism, după aia eliberarea autorizației. Și atunci poți să... Deci e un drum mai lung, dar nu pot să spun că e lung. Că dacă se și aprobă după aia, drumul ar fi scurt. Dar noi trebuie să ne mișcăm bine. Deci am început. Cu tare de-a bine. Pentru că trece pe acolo. Pe acolo trece. Da. De asta am... Stația va fi de acolo. Stația tot pe acolo. Da. Nu puța aia. Da. Deci tare de-a bine. Cred că suma asta va trece și funcție de distanța care se creează de magistrala, de la poartă la casă, care e mai departe, mai aproape. Da. Pentru că fiecare gospodărie o să aibă un proiect. Nu e ca la apă. Gata, trece conducta pe poartă pe la mine, m-am înțepat și... Nu, trebuie fiecare gospodărie să aibă un proiect tehnic. De execuție. Și un proiectul tehnic de execuție, ca orice proiect, are și un deviz. Deci la o simplă casonieră, un proiect ajunge de 15-16 milioane. Deci, cu așezare, cu un foc de aragaz, cu centrala... Bine, ce foc? Ai piscara locului, ai conduct. Da, ai plătit coloană, plus că la casă e altceva.
Coloana se plătește în afara proiectului. Ia ceva material. Ia urmă, băi, făcuți costă în jur de 15 milioane, 16 milioane. Plus materialele care se mai duce iarăși. Mă, nu trebuie și ce ai zis? Asta e puțin, că s-a ajuns în conducta foarte, foarte așa. La noi, dacă în situație de crisită, o responsabilitate la tine nu se mită, siguranță, protecție. Mi-i trebuie proiectat, da. Mi-i trebuie proiectat, da, poate să-mi păzezi. Dacă... Nu mai vreau să mai fie conduct de divorțial, o să fie tot din... Ceva pe sau... Poli pe fie, așa. Mobilierul. Dacă mai sunt probleme legate de punctul ăsta, dacă nu mai sunt, permiteți să supunem la vot acest proiect de hotărâre cu privire la inventarul domeniului cultural, să disperse efortul. Da, completă de inventarul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Mergem mai departe. Așa, referitor la prelungirea planului urbanistic general al Bucului, noi am avut, tot prin hotărâre de Consiliul Local, o aprobare de prelungirea Bucului până în 2018, 31 decembrie 2018. Acum, neavând Bucul nou, gata, vă spun și de ce nu gata, avem posibilitatea să mai dăm o hotărâre de Consiliul Local de prelungirea Bucului până de ce nu suntem gata cu Pugul Vechi? Deci Pugul Vechi este gata, mai trebuia să luăm avizul de la Ministerul Culturii. Înainte, s-a acceptat ca documentația pentru eliberarea avizului de la Ministerul Culturii să fie făcut de arhitectul care făcea și Pugul. Am trimis documentația la Ministerul Culturii și nu a respins-o, din motiv că nu este făcut de un arhitect autorizat. Și un arheolog autorizat. Și din câte am înțeles, ar fi cam voi în zonă sau pe țară, care fac asemenea documentație. Și ne costă și 45.000. Deci numai documentația pentru eliberarea avizului. Aproape când o costă Pugul tot. Da. Unde nu-i concurență, e și preț. Da. Și acum, ca să putem să ne continuăm activitatea de eliberare a autorizațiilor de construire, atât la instituții, cât și la persoane fizice, prelungim Pugul ăsta până le obținem pe urmă. Între timp, poate mai apar și arhitecți vis-a-vis de... Nu, am făcut contract. Am contractat tot, da, am făcut contractul. Măi, nu avem deci, posibil... loc de întors, cum să spun. Cine este de la mulțumesc? Următorul. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică. Știți, am avut o dumneavoastră de ședință de Consiliul Local, o solicitare a unui băiat de la Mișoara, de la Rădeană, Chifan, pentru un loc de casă. Unii la Rădeana, în fața... În spate, nu știu, de biserică. Avem în zona aia de acolo. Da, 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 da. Ei, am făcut demersurile, am făcut catastru, am intabulat suprafața respectivă și acum urmează să scoatem la vânzare. Licitație sau direct, cum... La licitație. Scoatem la vânzare această suprafață de teren. Către. La față e 900 și ceva de metri pătrați. Avem raport de expertiză. Da. Nu am nimic la față. Asta e 979. Așa. Și o valoare de 13.600 de lei. 136 de milioane. Păi, stabilită de expert. De evaluator. Anevar, Anevar. Doamna Berian Polina Ioan. Cumpere eu. E echivalent cu 3 euro pe metru pătrat. Deci nu e... Așa de scump oricum. Nu e așa de puțin. Dar nici prea exagerat.
Da, dar nu e nici într-o zonă. Da. Bun, așa, o știu. Și ei să zici că e acolo. Ba, da. Da, da. Prețul îl stabilește... Evaluator. Evaluator. Da. Suntem obligați? Suntem obligați să facem la vânzare un bun, să-i fac cineva o evaluare. Și cineva care este utilizat. Dacă aveți ceva cineva, dacă ești prețul. Că ridică prețul. Dacă îți dau la acest proiect, dacă nu spunem la vot consiliului ca cine este, vă mulțumesc. Acțiune, împotrivă. Domnul primar, vă rog să treceți la următorul punct. Și anume punctul 8, iată dumneavoastră. Da, cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați în urma proiectului tehnic și în urma licitației la Centrul Sociomedical. Noi am aprobat odată niște indicatori tehnico-economici când am făcut proiectarea. În baza acestor indicatori tehnico-economici s-au făcut și proiectarea și devizul general. Dar după licitații au fost alte sume. Deci mai mici. Și obligatoriu să trimitem finanțatorului, respectiv Ministerului Dezvoltării, acești indicatori tehnico-economici referitor la investiția respectivă în urma licitației. Dați două puncte cu privire la... Deci, valoarea totală la investiții, indicatorii tehnico-economici. Aici spune suprafața terenului 606 metri pătrați, suprafața construită 185,9 metri pătrați, suprafața desfășurată 185,9 metri pătrați, coeficientul de utilizare a terenului 0,30, procentul de ocupare a terenului 30%, spații realizare în urma reabilitării și a extinderii investiții, birou de recepție și informare, suprafața de 12,05 metri pătrați. Spune, parloseală, covor, PVC. Farmacie, suprafața 9,7 metri pătrați. Aceeași parloseală. Depozite de farmacie, 4,4 metri pătrați. Centrală termică, 10,85 metri pătrați. Hol, 1,45. Holul la centrală termică. Holul clădirii, 4,05. Vestiar, 2,3. Grup sanitar, 1,9. Holul extinderii. Holul extinderii bănuiesc că este legătura între cabinet și, și în spate. Suprafață de 31 metri pătrați. Camera de întreținere, 2,9 metri pătrați. Grup sanitar, iar mai multe grupuri sanitare și pentru persoanele pentru pacienți și pentru personal, da. Camere de sterilizare, 1,9 metri pătrați, cabinet medical, 10,3. Cabinet stomatologic, 0,15. Cabinet pediatrie, 0,15. Izolator, 4,9. Și valoarea totală a investiției este de 656.141,68 lei cu TVA inclus, din care 610.410,01 buget de stat, 54.731,67 buget de local. Partea noastră de cofinanțare. Da, dacă sunt probleme. Dacă nu sunt probleme, aș vrea să-mi întrebe, că are la bază tot schița și fotografiile care au fost făcute. Da, acolo s-o încat. Deci, nu. Eu le-am văzut, dar ce le-am văzut, dar ce le-am văzut, părea foarte frumos, se merge când va fi gata această unitate în cap și este de apreciat inițiativa
acest lucru. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva. Dacă nu, trecem la... Da, următorul punct care se aprobă cheltuieli ineligibile și neeligibile. Bine am spus, cheltuieli eligibile sunt cele, sunt cele de la bugetul statului, eligibile sunt cele de la bugetul local. Deci, asta este. Total cheltuieli 601.410,01. Din care la bugetul local sunt 54.731,67. Da. Care sunt fără TVA. Da, dacă nu sunt probleme, mai e o întrebare. Când începem lucrările și când e termenul de finalizare? Noi am dat ordinul de începere la... Adică am dat ordinul de începere la pachet, proiectare și execuție. Proiectul este făcut și o să apuce ca să dărâme în spate, să-și pregătească terenul. Dacă ține vremea așa, cred că și din mâine sau din luni. S-a apucat de demolat. Să pregătească terenul. Și ce se va întâmpla în perioada cât va fi dispensat o... Ei, aici e o problemă. Dar am stabilit cu constructorul să facă, să construiască corpul din spate, care o să fie pediatrie, stomatologie, șirurgie, și să mute cabinetul medical actual în spate, până să facă hotel și așa, și după aceea să lucreze la cabinet, în partea asta. Și după aceea vine fiecare medic. Noi o să căutăm să găsim stomatolog, dacă e un medic pediatru, care să vină măcar o dată pe săptămână, două ori pe săptămână, o dată la două săptămâni, nu știu. Aici spate, care e acum, nu? Nu. Nu. În proiect nu dispare. Dar constructorul a zis că și-ar asuma răspunderea soterului pe toate să facă numai. Poate da. Asta se vede, mai trebuie să obținem niște documente. Dacă nu mai sunt probleme, și punem la această... Mulțumesc. Domnul primar, următorul punct. Următorul punct este ca și cel anterior, numai că e vorba de alimentarea cu apă. La fel, s-au modificat sumele. Și acum valoarea totală a investiției este de 4.389.504,18 lei, cu tot cu TVA. Bugetul statului, 4.070.665,08, buget local 318.839,000. Ne referim la rom. Alimentarea cu apă încă până la da. Și dacă nu vă deranjez, domnul primar, rezervorul va fi undeva, spuneați că la Rădeac. Rezervorul o să fie undeva în zona terenului de... unde a fost terenul de fotbal. Da, da. Da. Și de acolo pleacă din cădere. E punctul cel mai ridicat. Cam așa, din măsurători făcute, cam așa. Dacă vreți să votați la pachet cu următorul punct, v-am spus sumele. Da, da, da. Da. A, și indicatorii tehnici. Conducta de acțiune o să fie lungime 1395 metri liniari, material PHD de 100, diametru nominal o să fie și de 90 de milimetri, rețeaua de alimentare, lungimea 6.454 metri liniari, deci aducțiunea este cea până la rezervor și alimentarea este de la rezervor la gospodărie. Volumul rezervorului de magazinare e 250 de metri cubi. Oh, e mare! Ăla primul e de 300. Ăla e de 300 și ăla sunt 3 sate. Avem un efect să mai extindă. Păi și facă 3 sate. Da, dacă sunt probleme. Și în execuția totală o să se începe? Da. 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 Știți de ce întreb? Deci, ca să știți, licitațiile sunt făcute de anul trecut. Sunt făcute contractele de execuție și proiectare la pachet, sunt scoase. Da. La toate obiectivele de investiții. Știți de ce întreb? Surprinde sau nu? Țiganii sunt foarte interesați. Cel puțin primul notar, cel puțin 10 mai interesant. Da.
Și mai e un lucru. Da? Și mai e un lucru. Păi, odată cu terminarea asta, sau măcar cu începerea asta, toate satele și căturile sunt alimentate cu apă. În comună se poate apă. Da. Așa că e un lucru care nu e de neglijat oricum ar fi. Da. Deci, generalizează totul, dar la fel nu e determinat. Mai sunt probleme la niște puncte. El e într-un fel sau formulat, domnul Tevano. Da. 11, da, 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 referitor la alimentarea cu apă. Nu sunt probleme, se pune în raport, poate să le fac. Cine este pentru că vă mulțumesc, ar fi împotrivit. Domnul primar, am ieșit de acum spre coadă. Trecem la punctul 12 din ordine. Păi aici o să mergem și cu punctul 13. Da. Că la 12 aprobarea indicatorilor tehnico-economici, tehnicilor și valoare, da. Trece o descriere a podurilor. Podul peste Pădou Gârbovană, sat de Goiești, are o lungime de 12 metri în iar. Și o să fie cu grinzi prefabricate din beton precomprimat, infrastructură monolitică, suprafața prefabricată, suprastructură prefabricată, numărul deschideri și lungimea lor 1-12 metri, lățimea părții carosabile 4 metri, lățimea totală a podului 5,5, că sunt 0,75 și pe partea și pe alta părții pietonale, căile pietonale, lungimea totală a podului 20,5, tipul infrastructurii, culei masive din beton armat cu fața văzută, tip fundație, fundație indirecte pe coloane. Deci s-au săpat piloți de 1 metru în diametru, care s-au armat cu armături metalice și s-au terminat cu beton. Numărul și lungimea și tipul coloanelor. Ce vă spuneam, voiam că trei coloane, 10 metri lungime, adâncimea în pământ, cu 1,08 diametru. Podul peste râul Bogdan, 14 metri lățime. Și aceleași fel de grinzi prefabricate din beton precomprimat, infrastructură monolitică, suprastructură prefabricată. Deschiderea. Numărul de deschidere și lungimea lor. O deschidere cu 14 metri lungime. Lățimea părții carosabile, la fel de 4 metri. Lățimea totală a podului 5,5. Lungimea totală a podului 22,5. Culei masive din beton armat. Fundații indirecte cu coloane. Și coloane, tot așa, 3 coloane cu 10 metri adâncime, 1,08 diametru. Și mai sunt și podețele din satul Negoiești. 3 podețe cu tuburi din beton armat de fi 800, lungimea 7,5 metri. Valoarea totală a investiției este de 2.350.110,17, din care 2.179.795,68 buget de stat, 170.314,49 buget local. Deci astea sunt indicatorii economici. Valoarea investiției. Vreau să precizăm că este de fonduri peste părul local. Da. Unde e? La Sandu Botar. La Sandu Botar, da. La Novac. Am înțeles. Dar aici, mai sus, unde vă pot ruga voi și să te punti de aici la Corpantă. Aia asta, nu intră la... Nu intră la... Și podeți unul de la Chiriat, care curge la Vale. Care pe drum județean. Și nu...
În interes, noi am fost. Da. Păi, dar ce sunt probleme la cele două? Eu am încercat, de asta am băgat patru codeți. Că erau numai trei de nevoie și al patrulea era acolo. Nu am nevoie să faceți ceva și acolo, că mi-e milă de copii ăștia, că cred că de loc, în condiții foarte bine, vor avea în viață și alte. Doamna pasă profilie, doamna pasă vecină. Și poate găsim o găurică și pe loc. Apropo, dacă vă rog, dacă sunt dispuse. Da. Apropo de polul de la Grăbovana, știm de anii trecut mulți ani și doresc lucrul ăsta. Îmi doreau și eu, dar că a venit și vremea a să fac o construcție atât de, din datele tehnice, un pod foarte sănătos și de durată. Dacă facem un pic de apel la memorie, am făcut un SF-ul mic, din primul mandat. Așa este, așa este. Dacă nu mă înșel eu cu un proiect din Bacău pentru podul ăla de la Grăbovana. Era de structură metalică. Da, așa este, da. E adevărat. Dar neavând finanțare, sau uite că a venit timpul. Acum, asta zis, fac un pod din beton mai, mai solid. Sănătos. Da, mulțumesc. Hai să mă rog. Acum, după toate poderțele astea care le faceți, poate vine rândul și la noi să faceți un pod mare peste trotuși. Dar nu este ieșit. Nu este ieșit. E de necesitate, că... Vreți să renunțăm la date și să facem proiectul cu pod? Mai bine. Nu se fi tot. Mai bine. A fost aprobat proiectul. Dar care spui? Nu cred. Dar restul? Mai la urmă. Dar și parcă indivizit. Ar fi fost posibilitatea asta. Să renunțăm că pe programul ăsta a investițiilor locale, așa, spune că fiecare unitate administrativ-teritorială să beneficieze de două investiții. Și cele două investiții la noi, unul este școala de la Vicentru, pentru care avem și proiect. Avem proiect tehnic făcut din 2015. Acum l-am dat la reactualizat și se refacă partea de alimentare cu energie. Pentru că, ca să putem obține și autorizația la ISU, la incendiu. Și asta cu gaza. Deci astea două obiective. La mine. Era păcat să nu băgăm școala, pentru care aveam și proiect. Și mai ales că prima condiție de, școală, de a câștiga... Să avea actualizarea la școală. Să sau? Mai crește, vedeți că stau cu lemnele alea sub zăpadă. Eu nu știu cât am evaluat, e parcă vreo 2 miliarde. 20 miliarde. Investiție mare. Da, investiția mare e costă și faptul că trebuie amenajat și amenajat. Construcția păsută să fie autorizată și de și acum să spun, noi trebuie să acordăm o atenție deosebită la școala asta de centru, atâta timp cât toți copiii din comun învață aici. Da, așa este. Că dacă era o școală cu 10-15 copii și se întâmpla ceva, un cutremur, l-au luat foc, Doamne ferește, aduceam aici 10-15 copii, dar acum ce faci la școala asta? Da, dar dacă faceți o analiză la Vinișoara, nu se face nicio investiție acolo. De vreo 3 ani, 4 nu s-a mai făcut nimic. Nenicule, noi ne urmărim interesul fiecare pe satul lui. Lasă consilieri, nu sunteți consilieri pe sat. Sunteți consilieri ai Consiliului Local. Vă înțeleg, dar... Așa, și ascultați-mă. Asta cu gazele prinde și Vinișoara. Deci prinde toate satele. Deci nu poți să spui că nu se face. Și acum facem studii de fezabilitate pentru 10 km de asfalt. Care Vinișoara prinde alea de... Prinde, dar de prinde când? Acum facem. Acum facem și vorba s-ar putea în primăvară, până în vară, să prindem și finanțarea, să strângem contract. Mai... Am dat drumul, am contractat studii de fezabilitate
Și Vieșoara este prinsă cu prelungirea la Șăvreni, până în capăt, și inelul la biserică, și până la Bărelul Montaș, nu spune ce opiești, Corbul, până în capătul satului, până la Panciu, Țarna, până la Poțofană, și ulița la biserică. Sau la biserică, până la biserică este, deapă la prune. În sus, da. Te poate avea lumea. Domnul primar, că suntem acolo, totdeauna avea lumea. Și mai fost ediții? Totdeauna avea lumea. Da, vede, Mariana acum are dreptate. Și eu ar trebui să înlegăiești asfalt, iar, da? Am băgat apa în 2006, pe vreodată așa, dar acum am ușugat. Acum mai tragem niște trotuare. Sunt condiții bune. E suficient trotuare. Dar sunt condiții. Adică de ce nu sunt condiții bune? Dar noi apa nu este terminată. Pentru că nu este terminată. Apa este terminată. Dar e apă. Să ținese apă înseamnă că deci apa e rețeaua pe pământ. Deci, eu vă rog să nu judecați așa, că dăm salt la mine, dăm salt la mine. Uite așa, au sărit cei de la Răveană, în capul meu, că chiar când se pune asfaltul, așa ce pe dreapta, sau la urmă, șase sate, un sat, orice investiții s-ar face, un sat rămâne la urmă, dar să începe cu unul și termină cu altul, nu? N-ai cum să faci aceeași investiții o dată peste tot, chiar dacă în același proiect. Așa este, într-adevăr. Chiar dacă în același proiect, cum o să fie acum următorul proiect, modernizarea comunului, prinde toate satele. Eu ziceam... Și începe dintr-un sat și se termină în altul. Ziceam, ca să facem ceva, să avem apă. Așa, și asfalt, și asfaltul și de la pot, de la Trotuș până... Până la pot. Până la pot. Da. Da. Așa, pe neanii, cealaltă parte, cealaltă. N-ai mai discutat, n-ai reloc să, la fiecare ședință, să discutăm. Vedem ce buget o să avem. O să am o discuție cu cei de la Araja, dacă ne preiau ei. Sau să vedem ce, cât ne-ar costa dacă, tot așa, dacă ne dau ei apă, să băgăm noi conduit. Să rămână tot în administrarea noastră. Da, eu cred că n-ar fi o investiție așa de mare, ca să, să satisfacem doi să le dăm. Nu putem să le dăm. Dar și eu sunt de acord. Eu n-am îngropat în pământ atâtea miliarde, ca să nu fie. Dacă era nevăzare din partea mea, nu făceam doar... Da. Foarte... Păi, să eu le primesc. Că... Zice că nu le dau apă. Că nu le dau apă. Că nu le dau apă. Mă dau nu le dau. Era că și mie un refrigerator. Da. Hai! Domnul Bosna, să-mi permiteți să intervin și un pic. Da. Să ne ducem cu ani în urmă, dându-mi cu Vișoara, Corbu, nu avem nici drum, nici canalizare, nici apă, ca să făcut la trecoate, la Vișoara nu s-a făcut nici investiții. Și eu zic că s-a făcut investiții și a crezut. Bani, așa am zis. Nu. Ce era înainte și ce este acum. Că sunt probleme cu această apă, sunt sigur că se dar investiții s-au făcut. Mă gândesc numai că te duceai la Corbu, pe cum m-a desfondat și cum te duci acum. Corbu are canalizare. Dumneavoastră aveți asfalt până la școală sau până unde. Apa, într-adevăr, apa este problemă. La Chirul, 700 de metri. Da. Dar trebuie să ținem cont că toate satele trebuie să dezvolte în mod armonios, să folosim aceste elemente. Nu, nu așa vrem, și Corbu. Da. Corbu, da. Nu uita că investiția au fost de 1.500.000 de euro. Nu, lumea știți cum zice. Au fost de 1.500.000 de euro investiția la Vișoara. Asfaltul e terminat, dar nu terminat. Așa ce trebuia, să lăsăm râpa neterminată, ca să se rup cu tot. Da. Să dăm de treabă și așa. Știți că nici cu râpa aia nu pot să. Adică acest punct a durat cât a... Nu suntem mai în măsură să judecăm un proiect. Interes. Afară de faptul că un proiectant care a învățat carte să facă proiecte, proiectul ăsta este verificat de anumiți verificatori. Deci un proiect, un proiectant face un proiect cap-coadă. Ei, și
să-l verifice pe parte electrică, îl verifică un verificator de parte electrică, de parte de structură, infrastructură, ce ce? Așa a făcut și ăsta cu apa, și ce proiect a făcut? A fost un... Nicule, proiect ce acolo a fost. Acolo a fost, mene. De ce zici, Matele? E posibil că l-au făcut studiu, hidrogeo, să fi fost apă. În primul rând a pus la 100 de metri, a furat la 100 de metri adâncimii. Nu poți să știi ce se întâmplă în pământ. Da, dar unul nici la 50 de metri unul de altul, cum poate să gândească el că poate să tragă pompele. Atât îți tragi cu apă, eu te cred. Te cred. Adică nu-s mulțumit. Dacă e tot acolo. Rezolvă tot acolo. Și cred că pompele sunt prea mici, nu? De putere mai mare. Apoi este, dar cel cam nu. Pompele nu pompează până sus cantitatea poate de acum. Nu are. Dar mai ales când erau pompele la alte mai mari. Trăgeau mai mult. Rămânea puțul fără apă. Trăgea nisip. Și să se secau pompele. Era care bănuiesc că era pe jos. Trăgea nisip. Și la pic sus. Coloana de apă. Pompa fiind mai mare. Coloana de apă se duce repede. Și rămân iar că... Să punem la primul puț aici. Dacă nu era o preocupare de partea noastră, știi, făceam investiția și gata, asta iese, asta e asta. Nu a fost preocupare din partea proiectantul, a venit bine acolo. Mai sunt probleme la aceste două capitole, două proiecte. Dacă nu sunt, așa cum am inteat și dat primar, punctul 13, 12 și 13 se le punem. Deci, proiect de hotărâre cu privire la modernizarea construcției poduri, podețe, așa, să le transformăm într-un singur punct și să-l spunem la voi. Cine este poduri? Sau la două, să rămână pe. Dacă mai sunt și alte probleme, dacă nu, să-l invităm pe domnul primar. La punctul 14. Da. În octombrie, pe 29, din octombrie 29-2018 până în 29 noiembrie 2018, am avut controlul din partea Camerei de Conturi Bacău, care au verificat activitatea desfășurată de primar împreună cu aparatul propriu. Eu zic că am ieșit destul de bine în urma acestui control. S-au mai constatat anumite deficiențe, ba la impozite și taxe, că nu a fost o corelare, să zicem, între ti sună un pic mai târziu. Acolo la Rădeană. S-o repară. A, bun. Se vede. Zile s-o repară că se vedea conducta și nu trebuia să nu fie asta. Ia, vigile știe despre ce-i vorba, ce s-o repară că se vedea. Da. A, și-o mutăm și partea aia la altă și gata. Deci, nu. Deci, spune. Iar nu s-o mai știu, s-a cadrat. Iar nu s-o mai conducta? Da. Da, dar știi ce facem la aia? Magistrat. Știi ce facem la aia? O mutăm partea gardă. Că acolo și-a venit totul numai pe tor până în... Și o să rămână sub șosea conducta și doar ferește când se sparge. Așa o dăm partea gardului până de biserică. Schimbăm tronsonul până la școală. Păi nu mai avea acolo. Deci, cum spuneam, la impozit. Și taxe nu au fost o corelare între înscrierea în registrul agricol a unei construcții noi cu impozitarea acelei construcții. La anumite lucrări efectuate s-a constatat din partea constructorilor niște abateri, adică n-au respectat prețurile din ofertă cu cele din situația de lucrări. Și o spus pe fiecare obiectiv, pe fiecare agent economic, cât o încasat în plus și cât trebuie să dea înapoi. Și e de la 273, cea mai mică sumă, până la 10.000 și ceva, până la 107 milioane.
Trebuie să-i dea, poate trebuie să-i dea înapoi. Iau un casat. Bine, noi n-aveam de unde știi. El a făcut situația de lucrări verificate de dirigenții de șantier, dar noi ne-am dus și la oferta lui, să vedem cu cât a ofertat el manopera, cu cât a ofertat el tona de balast sau tona de beton, metru cub de beton. Acum ne-a dat o perioadă de 6 luni de reglementare acestor deficiențe, după care vine iarăși o verificare și o să fie raportul final al cartului cont. Deci noi... Deci, dacă sunt întrebări, dacă vede adăugat ceva, e bine că curtea de conturi trimisă de la Vatrău a găsit o situație bună pentru primăria noastră. Asta înseamnă că scoate de o evidență preocuparea întregului personal. Profesionalismul, domnule, personal. Eu ce vreau să spun, domnul primar, și vă rog, nu mă întrebați, că nu vă întrebați. M-ați numeați întrevințat la această funcție responsabilitate. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și acum, ultimul. Da, vreau să vă spun, nu e o labăte, dar vreau să vă spun că unul din inspectorii de la Camera de Conturi, Roșescu, domnule, nu mă așteptam să ieșiți atât de bine la volumul de investiții care l-ați avut. Deci, asta este reflectă preocupare și profesionalism, personal, din seama următorul. Punctul primar, după care trecem la diverse. În fiecare an, noi trebuie să facem o evaluare a performanțelor profesionale, individuale, a secretarului comun. Și... În urma evaluării performanțelor, am găsit de cuvință că secretarul și-a dus la îndeplinire sarcinile care reveneau prin fișa postului și calificativul la această evaluare a fost foarte bine. Iar pot consulta? Probleme de adăugată, precreată, recomandări. Mai la punctul de mai înainte, vis-a-vis de vizita superioară. La diverse. Haideți să terminăm. Da. Haideți să terminăm. Vă asta, dacă are cineva de... Dacă aveți de apreciat, dacă aveți apreciat, la... Poftiți-o. Nu, pot. Cum voi? Cine are de spus ceva să spun acum? Dacă nu, dacă are tace, îți placă cu vecinii. Da. Este de apreciat că, de asemenea, la fiecare sfârșit și începul de an, s-a făcut această apreciere a secretarului, de altfel și celorlalte, la timpul lor, celorlalte persoane din aparatul primării. Eu n-am decât cuvinte de laudă, pentru că în care și-a adus contribuția la secretară și să-i urez în continuare, să-i urez în continuare mult succes, sănătate și să ducă mai departe estimare. Supunem la, dacă aveți acel și eu, vreau să scot în evidență și eu faptul că nu neapărat că am vreun interes în laută pentru la secretară. Înseamnă că și aprecierea cea de anul trecut a fost justă făcută de domnul primar, faptul că Curtea de Conturi a găsit în regulă la ultima vizită pe care a făcut-o. Așa că aprecierea de anul de prezent acum este justificată. Da. Mulțumesc. Probleme? Poftim, domnul primar. Domnul primar, a fost un abie Tifani. Bă, bravo!
Dar nu e dacă mai sunt probleme de dacă nu supunem la vot activitatea. Vă mulțumesc pentru modul în care m-ați sprijinit dumneavoastră. Pe răbdare că facem în mod urmărat. Trecem la diversii și vă dar care aveți probleme, să vă înscrieți în mod coordonat, să putem discuta și și vă. Cela. Am fost un alt de Cifanii, referitorul la domnul primar, că, băi, ce că tu știi ceva de licitație, că mi-a venit acasă, m-a spunea domnul primar, trebuie să dau 3.000 de euro. Păi, da, dar să dau terenul, trebuie să dau. Că eu nu sunt împotrivă să nu cap. Dar dacă aș fi, dacă dumneavoastră i-ați făcut cadastru, dacă îi dați actele pentru casă, băi... Dacă zic că noi nu i-am făcut lui cadastru. Noi ne-am făcut nou, terenul este al nostru. Și el trebuie să facă... Vânzătorul este cel care face cadastru. Acum el trebuie să facă din nou. Nu. El nu trebuie să facă din nou. A scăpat. El a scăpat din cadastru. El plătește taxele la notar. Că îți facem altă de vânzare și cumpărare. Autoritatea și nu este o altă certitudine mai mare decât asta ce spunem acum. Noi am aprobat în Consiliul Local cu vânzarea acelui proiect de teren. Ce garanție se mai dau eu la el nu știa licitația aia. O zis că a fost trei persoane din Rădeana care au participat la licitație. Eu nu știu nimic. Păi și atunci ce nu sună la primărie acasă? Eu o să vină la primărie. Păi dar dacă nu a fost scos la licitație, la ce licitație au participat acele persoane? Nu trebuie pe mine. Nu știu cu dacă nu știu. Apropiat. Vă zic că el e de acord, da. 3.000 de euro. Da, doamne, eu, evaluatorul, când a venit și ne-a spus în funcție de suprafață. Am mers eu cu evaluator la fața locului ca să vadă și amplasamentul respectiv. Că poate e zonă Rădeană, unii face 6 euro metru pătrat. Deci nu e toată Rădeana, asta e prețul unitar. Da. Păi el mai a întrebat dacă... Și a spus că e în jur de 3 euro pe metru pătrat. Și eu l-am sunat și i-am spus. Facem evaluarea, că uite cât e. Te ajunge, că e 1.000 de metri pătrați, te ajunge pe 3.000 de euro. Și o să-ți dau domnul primar. Sunt de acord. Ce mai? Și a dat domnul primar. Pe mine m-a întrebat dacă dumneavoastră îi dați autorizația de construcții, dați toate. Păi cum să nu-i dăm? Dacă el devine proprietar pe teren, cum să nu-i dăm? Vă zic că el e de acord cu plătea. Cum să nu-i dăm, domnul? Nu? Nu e de acord. Da, matale acasă, dacă vrei să-ți faci ceva în curte, obții autorizații de construcție? Matale, obții autorizații de construcție pe proprietatea mea, dacă vrei să faci ceva, obții autorizații de construcție? Și el de ce n-ar obține? Dacă devine proprietar. Devine proprietar. Pentru că una din condițiile de eliberare a unei autorizații de construire este să fii proprietar pe terenul care construiești. Nu poți să construiești pe terenul altul. Mulțumesc. Alte probleme. Domnul Proitolo. Acolo, lângă terenul ăsta, în discuție, puțin mai jos pe prima uliță, e gelul ăsta, Clopota, îmi scapă numele de familie. Clopota? Ăla Bunești. Așa. M-a sunat de vreo două ori că are probleme pe partea electrică. Sfără ei televizoarele, se întâmplă ceva, dar numai în momentul când se aprinde sunatul public. I-a spus să sună la derajamente. Am trimis asistați electrici și iluminatul public, dacă imediat s-au dus băieții să aprindă. Dar n-ar fost din iluminatul public. Da. No. Păi, el zice că s-a prinde, când s-a prinde lampa, atunci încep să scoi pildele. Ce mai întâmplat? Probabil și în cazul. Da, s-au dus băieții. Da. Trebuie și rezolvat. Dacă o dată e celălalt, e deranjament. 0800. Da, am avut o știință, orice problemă au, sună. Încerc să le explic, că nu toate sunt din competența mea. A, sunt românii, da, nicio problemă. Da. Nu poți să le rezolvi un problemă ori pe stâlp. Acum să-i rezolvi problema, că nu e adevărat. Și am luat am. Da. A doua întrebare. Când e trenul de finalizare la drumul ăsta de la biserică? Și... Trenul de finalizare
sponsorul la toată investiția în 2020. Da, da, da. Dar aici, dacă mai ține vremea, toarnă și zidul de sprijin până la intrarea pe uliță. Și care este circuitul? Chiar nu știu. Adică până unde merge asfalt? Coboară și nu? 152 de metri. Nu, atât. A, până la școală. Da. Cam așa. Da, da, da. 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 Deci cât e făcut zidul? Am văzut de zidul. Da. Și acolo sunt 152 de metri, sunt vreo 700 ceva de metri la Bufinaș, sunt vreo 50 sau 70 de metri ulița asta aici. Deci, știți cum am făcut-o? Am făcut-o pe Tronsoanică, unde erau obiectivii de cultură și de cult. Ca să putem obține punctaj. Domnul Matieș va avea. Da, mulțumesc. Între timp, voi gândiți. Domnul președinte, începem la nou, ocazie cu care le-am să voi să vă fericit la mulți ani. Dragă, eu trebuia să încep cu...